Lucrările de asfaltare și modernizare a bulevardului Tudor Vladimirescu au fost finalizate. Este vorba despre cel mai amplu proiect care a vizat modernizarea infrastructurii rutiere din Drobeta-Turnul Severin. Acesta a fost semnat încă din anul 2009, dar din cauza unor greșeli de proiectare, lucrările se blocaseră. Așa arată acum bulevardul Tudor Vladimirescu. Se circulă de acum în condiții normale, fără grija gropilor sau a gurilor de canalizare. Proiectul a fost unul greoi pe care fosta administrație locală nu s-a înghesuit să-l pună în practică, astfel că lucrările la obiectivul de investiții au fost finalizate abia la aproape 4 ani de la semnarea contractului. E cea mai mare investiție pe infrastructură rutieră a municipiului Drobeta-Turnul Severin. Un proiect care s-a derulat cu multe sincope, pentru că la un moment dat conducerea primăriei ezita să înceapă să întormească studiul de fezabilitate. După un timp destul de lung s-au întormit studiile de fezabilitate la cele trei proiecte de pe PNDL 1 și într-un final s-a și semnat contractul de finanțare cu ani de zile în urmă și mi-aduc aminte că după ce au început lucrările, totuși a mai fost o sincopă pe acest proiect și se blocase. No, acum e totul în regulă. Este un proiect, în primul rând, finanțat de guvernul PSD sau, să zicem, un proiect aprobat de guvernul PSD și finanțat de PSD, un guvern la care Partidul Național Liberal nu și-a adus, de fapt, nicio contribuție. Ei n-au făcut decât să vină în ultima perioadă să se pozeze, să se filmeze pe la lucrările la bulevardul Tudor Vladimirescu. Un proiect cu o valoare foarte mare și un proiect care s-a născut greu pentru că a durat foarte mult până s-a luat decizia la nivelul conducerii municipiului să se întocmească studiul de fezabilitate. A mai rămas totuși o porțiune unde lucrările nu au fost finalizate. Este vorba despre tronsonul de drum din dreptul bărâului Crihaia, unde continuă lucrările de amenajare a podului, a cărui infrastructură a fost grav afectată de inundații. 8,4 km de benzi plus trotuare, spații verzi, căi de acces. Totul în acest moment este finalizat, este adevărat, mai avem de lucru la podul peste Pârâul Crihala, numai că face parte dintr-o altă investiție, nu din investiția pe PNDL 1, așa cum a fost aceasta. Sperăm ca ani de zile să nu mai umblăm la bulevardul Tudor Vladimirescu, să nu mai intrăm, să ne țină această asfaltare ani de zile. Urmează în perioada următoare să marcăm întreg bulevardul. Din același proiect finanțat în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală a făcut parte și reabilitarea străzii Calea Timișoarei, tronson ale cărui lucrări de asfaltare au fost și ele finalizate.